Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. În ediția de astăzi vom discuta despre suferințele neurologice. Dar nu numai atât. Cât de departe a ajuns știința, ce anume se poate trata astăzi, iar în urmă cu 10 ani, 15, poate nici nu ne gândeam la așa ceva. Ce înseamnă memoria? De ce ține minte oare lucruri pe care le-am făcut cu zeci de ani în urmă și nu mai ține minte ce am făcut ieri? Toate aceste subiecte le vom discuta astăzi cu domnul profesor dr. Bogdan Ovidiu Popescu. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, că sunteți astăzi împreună cu noi. Să rămână, mulțumesc mult pentru invitație, sunt onorat. Trebuie să spun că domnul profesor are o activitate intensă și că și-a propus să doarmă cât mai puțin pentru a reuși să facă față cercetării studenților, pentru că domnia sa este medic primar, neurolog, prorector pentru cooperare europeană și internațională al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Totodată, vicepreședinte al Colegiului Medicilor București. Ce să spun despre activitatea de cercetare neobosită, de participarea la congrese internaționale, de demararea unor proiecte internaționale și de fiecare dată mă gândesc la cât de departe ați ajuns cu echipele dumneavoastră atunci când vorbesc de cercetarea în boli neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer. Domnul profesor totodată are două doctorate în științe medicale pentru că i-a plăcut să învețe carte. Mama l-a îndrumat spre medicină, dar nu a regretat niciodată. Iar neurologia este punctul forte al domniei sale. Cele două doctorate în științe medicale, unul obținut la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și celălalt la Institutul Karolinska din Stockholm. Domnule profesor, este... Cu greu am făcut acest rezumat, pentru că dacă ar trebui să vă caracterizez activitatea, cunoscându-vă de foarte mulți ani, mi-ar fi trebuit întreaga emisiune și încă una numai ca să vă prezint lumii, pentru că îmi place să vorbesc despre medicina aceasta, adevărată, despre profesioniștii din domeniul medical, pentru că de cele mai multe ori există tentația să scoți profesionistul numai când apare un eveniment nedorit. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți și haideți să începem cu câteva noutăți în domeniul neurologiei, pentru că cercetarea de vârf rămâne una dintre pasiunile dumneavoastră. Cât de departe am ajuns atunci când vorbim de noile terapii biologice folosite acum în tratarea unor afecțiuni grave? Da, mulțumesc mult pentru această prezentare foarte frumoasă. Da, e o mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră, ne cunoaștem de atât de multă vreme și alături de telespectatorii noastre. Țin foarte mult la acest post de televiziune și la această emisiune pe care am urmărit-o de câte ori am avut ocazia și mi-a permis timpul. Încă ceva, eu aș vrea să dorm mai mult, să știți, și sfatul meu pentru să încep cu sfatul ăsta pentru cei care ne ascultă, este să aibă programul de somn pe care l-au scris în gene, pentru că, sigur, fiecare dintre noi are un anumit model de ritm nictemeral, adică o parte de zi și o parte de noapte, unii dorm... Așa sunt ei, dorm doar 6 ore, alții dorm 10 ore pe noapte. Deci, până la urmă, e bine să faci ceea ce îți spune corpul tău să faci și să încerci să-l asculți, să-ți asculți propriul corp. N-am inventat eu asta, am auzit culmea de la un pacient lucrul ăsta și mi s-a părut foarte frumos spus și foarte simplu. Adică să mănânci cât ți-e foame, dar nu mai mult decât așa, să dormi când ți-e somn, etc. Acum, sigur, revenind la întrebarea dumneavoastră privitoare la terapiile biologice, sunt multe aspecte care merită menționate. În primul rând, aceste terapii biologice au apărut ca un boom în medicină în cam toate specialitățile. Sigur, și în neurologie.
Sunt de mai multe tipuri, în fine, să luăm exemplu, să spunem, anticorpilor monoclonali. Poate ăsta e cel mai bun exemplu, că într-adevăr sunt anticorpi monoclonali acum pentru afecțiuni din mai toate specialitățile. Ele abordează, să spunem, de o manieră complet nouă patologia. Adică reprezintă o nouă generație de medicație în general, care, cel puțin în neurologie, sigur s-a dovedit a fi mai eficace decât generațiile mai vechi de intervenții pe care le aveam. Sigur că fiecare intervenție există riscuri pentru orice terapie, există posibile reacții adverse. Însă, ceea ce este nou are de fapt în spate o anume tehnologie de a putea produce aceste terapii biologice, așa cum și vaccinul sau vaccinurile destinate virusului SARS-CoV-2 au și ele în spate o tehnologie nouă. În medicină, descoperirile până la urmă s-au întâmplat ca un efect al tehnologiilor. Și dacă ne gândim din vremuri de demult, nu? După ce a existat microscopul optic, s-a descris tot ce se putea descrie cu microscopul optic, după aceea când a apărut microscopul electronic, s-a descris o nouă lume. Cam așa se întâmplă. Și o lume mai în minuscul, ca să spun așa. Și asta a dus, printre altele, și la obținerea premiului Nobel de către George Emil Palade, care a descris ribozomi. E, așa se întâmplă și în cercetarea fundamentală, așa se întâmplă și în terapii. Cu cât dezvoltăm tehnologii noi, cu atâta putem să mergem către alte ținte mai precise, cu mai puține riscuri mai departe. Există, ca să iau un exemplu, exemplul sclerozei multiple, să spunem. Da, este o suferință mutilantă, știm bine, am vorbit adesea despre ea, faptul că ar exista un tratament acum pentru acești suferinți este extraordinar, dacă e să fim corecți, nu? Sigur, e un progres uriaș și am ales acest exemplu pentru că poate e cel mai spectaculos din ce s-a întâmplat în tratamentele din neurologie în ultimii 10-15 ani. Când am început eu rezidențiatul de neurologie, erau extrem de limitate posibilitățile de a trata această afecțiune. Practic se tratau doar puseele, mai mult sau mai puțin. Nu exista ceea ce se cheamă astăzi o terapie modificatoare a evoluției bolii. Și iată că astăzi avem un număr de peste 10 astfel de preparate care sunt... au fost evaluate și sunt deja atât în piața europeană cât și în piața americană a medicamentelor și care au dus la un concept care era de neimaginat înainte. Se cheamă, prescurtat, no evidence of disease activity. Adică deja oamenii se gândesc la idealul, sigur că nu există, nu suntem încă chiar acolo, dar faptul că am început să ne gândim la mijloace de a nu avea o activitate a bolii, no evidence of disease activity, este un progres uriaș. Sigur, scleroza multiplă este o boală care în continuare nu se vindecă, dar faptul că aceste tratamente au ajuns să fie din ce în ce mai eficace, au redus din ce în ce mai mult progresia bolii care era dată de apariția cronică de noi și noi leziuni în creier și măduva spinării. Și cu aceste tratamente, riscul de a avea astfel de noi leziuni a devenit din ce în ce mai mic, încât, cum spuneam, acum deja se tinde către acest obiectiv să găsim intervenții cu care să nu mai progreseze boala. Adică, sigur, în sistemul nervos trebuie să știe toată lumea că odată ce o leziune a apărut, ea, din păcate, nu se vindecă, da. Pentru că sistemul nervos nu are o capacitate de regenerare cum au alte țesuturi. Dacă ne rănim la piele, sigur, pielea se repară. În ficat, dacă apare citoliză să distrugi niște celule, ficatul e capabil să facă alte celule, alte hepatocite, etc., etc. E bine, în sistemul nervos central și chiar și în cel periferic, nu există aceste procese de reparație, de restituție ad integrum după o leziune. Deci spuneam că leziunile ta apărute rămân acolo. Dacă ești puș, te sui în corcoduș, cum făceam eu pe vremuri, mâncam corcodușe verzi și cazi din corcoduș și te lovești la cap și faci o mică emoragie, aia îți va rămâne acea mică leziune de atunci, de la 15 ani sau mai puțin, până mori.
O să ai în creier. Deci problema se pune de a opri pe cât posibil sau de a reduce cât mai mult evoluția în continuare a acestei boli, deci de a nu apărea noi leziuni și, din păcate, nu de a le putea vindeca. Dar și aici sunt multe lucruri interesante care se întâmplă în sistemul nervos, chiar dacă nu există o reparare ca în alte țesuturi, există ceea ce se cheamă neuroplasticitate. Deci o capacitate extrem de importantă și care este dependentă de vârstă, adică funcționează mai bine la tineri, de a reface neurocircuitele. Scleroza multiplă este o boală în general a tinerilor, deci ei beneficiază de neuroplasticitate, deci cu alte cuvinte, chiar dacă există niște leziuni, creierul se descurcă și se reconectează destul de bine în majoritatea cazurilor. Sigur că nu toate cazurile sunt la fel. Există posibilități mai blânde de evoluția bolii, mai severe, ca în orice lucru. Nu e nimic identic pentru toată lumea și știm bine că există bolnavi și nu boli. Domnule profesor, în urmă cu câțiva ani discutam cu directorul unui spital din București și domnia sa la vremea aceea spunea despre boala Alzheimer că este o boală fără vindecare. Și a încercat să mă convingă prin exemplul personal, având o mamă cu această suferință, și a zis, am încercat cu ea toate tratamentele. Odată ce a început acest proces, el este fără oprire chiar. Nu mă gândesc că sigur evoluează, dar ceea ce spuneați mai devreme la scleroza multiplă, încercarea de a opri boala, era un pas extraordinar sau este un pas extraordinar. Acum când vorbim de Alzheimer, de boala Alzheimer, despre care știm destul de multe astăzi și totuși și mai ales faptul că tot mai mulți vârstnici, dar nu numai vârstnici, pentru că am văzut debut la 40, la 50 de ani la congresele dumneavoastră internaționale, adesea s-a spus acest lucru. Unde ne aflăm astăzi? Există speranță? Nu există speranță? Avea dreptate acel manager de spital? Da. Întâmplarea face ca acest domeniu al bolii Alzheimer și, de fapt, domeniul bolilor neurodegenerative să fie cel mai aproape de sufletul meu, pentru că marea majoritate a studiilor de cercetare pe care le-am făcut, le-am făcut și le fac în continuare în acest domeniu. Boala Alzheimer, boala Parkinson, exact, și alte boli înrudite. Din păcate, până acum, nu există o metodă, o intervenție cu care să putem stopa procesul neurodegenerativ. Deci, în opoziție cu ce spuneam mai devreme la scleroza multiplă, în nicio boală neurodegenerativă nu există până în acest moment nicio intervenție care să încetinească măcar boala, nu să o oprească. Sigur, există intervenții și trebuie ca toată lumea să știe că există tratamente uneori foarte eficace. De exemplu, din punctul meu de vedere, ca profesor de neurologie, boala Parkinson spun despre ea că este cel mai bine tratată dintre toate bolile neurodegenerative. Adică în boala Parkinson avem o pleiadă de intervenții care, deși nu opresc neurodegenerarea, cu alte cuvinte, ce înseamnă neurodegenerarea? Moartea de-a lungul timpului a unor neuroni în anumite regiuni din creier. Deci, într-o anumită boală neurodegenerativă mor anumite populații neuronale, în alta alte populații neuronale. Neuronii nu mor la întâmplare, în valuri, așa în creier. Deci sunt caracteristici neuropatologice, le spunem noi, deci care țin de particularitățile afecțiunii, ce se întâmplă în creier în afecțiunea respectivă. Dar, în esență, asta este moartea de-a lungul timpului. Ce înseamnă de-a lungul timpului? Înseamnă decade, de obicei. Decade. Spre exemplu, atât în boala Alzheimer cât și în boala Parkinson, știm astăzi că neuronii încep să moară cam cu 10 ani înainte, dacă nu mai bine, față de momentul debutului clinic. Adică în Alzheimer, cel mai clasic debut clinic este cu tulburarea de memorie recentă, cum anticipați un pic în introducere. Adică pacientul începe să uite ce a făcut în cursul zilei respective mai devreme, chiar dacă a purtat o discuție importantă, nu mai știe, în schimb și aduce aminte din nou. Deci ăsta este debutul cel mai tipic de alții. Deci, bine, ce spuneam este că înainte de acest debut minimal, adică cu primele simptome, neuronii deja începuseră să moară cu 10-15 ani înainte. Și ei continuă să moară pe toată evoluția bolii, care, din păcate, este cu o agravare clinică progresivă din cauza faptului că pacientul pierde din ce în ce mai mulți neuroni. Adică pierde neuron constant. Și atunci ce vezi din punct de vedere clinic este
agravarea simptomelor apărute, cât și apariția de noi simptome. Cel care avea doar tulburare de memorie recentă începe să aibă și tulburare de memorie de lungă durată, după care începe să nu mai spună toate cuvintele corect, să aibă tulburare de sintaxă la început, după aia să facă elemente afacere, că să nu mai știe cuvintele deloc. După aia nu mai știe să folosească obiectele, face ceea ce se cheamă apraxie. În fine, de-a lungul timpului, noi vedem această evoluție clinică ca un efect foarte ușor de înțeles a faptului că mor constant neuroni și tot mor alte populații neuroni și alte. Și asta se întâmplă. Deci nu există nicio boală neurodegenerativă, că vorbim de scleroza laterală amiotrofică sau că vorbim de paralizia supranucleară progresivă, boli mai rare decât Parkinson și Alzheimer, nu există nicio intervenție cu care să stopăm această moarte progresivă neuronală, dar există tratamente, am zis, din punctul meu de vedere, cele mai eficiente tratamente din toate bolile neurodegenerative sunt astăzi în boala Parkinson, avem și metode de tratament avansate ale bolii Parkinson într-un stadiu destul de înaintat, dar și în boala Alzheimer există intervenții medicamentoase și chiar și alte tipuri de intervenții, de la exercițiu fizic moderat până la nutriție și până la așa numitul antrenament cognitiv, în fine, tot felul de lucruri, care cu siguranță ajută pacientul și asta se vede că se ameliorează inițial aceste simptome clinice, după care, din păcate, după o perioadă, chiar cu tratament maximal, ele încep să se reagraveze și după aceea să aibă această pantă descendentă, dar asta se întâmplă compensând anumite mecanisme din creier și nu restituind neuronii care au murit. Adică, din păcate, neuronii, odată ajuns în acest mormânt al neurodegenerării, nu mai pot fi aduși înapoi. Domnule profesor, nu ar putea oare știința să ajute pacienții, viitorii pacienți, astfel încât la o vârstă anume, 40 de ani să zicem, să primească un tratament care să ajute neuronii să nu mai moară sau să moară foarte târziu sau să nu mai moară deloc. Da. Pentru că tot timpul se inventează ceva, știți? Și mă tot gândeam, oare nu există un tratament preventiv? Deci, noi, sigur că există intervenții preventive pentru a evita pe cât posibil tulburarea cognitivă dată de neurodegenerare în principiu și o să explic partea de bază a acestui concept, dar el are multe ramificații. Astăzi știm foarte bine că cu cât înaintăm în vârstă, e adevărat, crește riscul de boală neurodegenerativă, cum ar fi Alzheimer-ul, dar crește riscul foarte mult și de ceea ce se cheamă boală vasculară. Boala vasculară se poate manifesta în orice organ. De obicei se manifestă în corț sau în creier sau și. Astea sunt teritoriile obișnuite, cele mai frecvente. De altfel și la noi, în țară, mortalitatea, pe primul loc la mortalitate, stau cele două, infarctul de miocard și accentul vascular cerebral. Deci ce vreau să spun este că în marea majoritate a cazurilor, creier se pierde nu doar din cauza componentei neurodegenerative cu vârsta, ci și din cauza componentei vasculare. Știm astăzi foarte bine că toți factorii de risc vascular, că vorbim de hipertensiune, diabet, zaharat, de dislipidemie, de obezitate, de sedentarism, de fumat, de etc., toți sunt și factori de risc pentru Alzheimer. Și, sigur, iarăși, când m-am apucat eu de neurologie, nici nu prea aveai voie să spui asta. Adică trebuia să spui ce are bolnavul. Ori are Alzheimer, ori are accidente vasculare cerebrale. Ce aia? E bine, astăzi știm că, de fapt, majoritatea au o patologie combinată. Adică și cei cu Alzheimer au foarte multe leziuni vasculare, nu neapărat mari. Nu le vezi, poate, la o tomografie computerizată obișnuită. Dar poate le vezi la RMN sau, dacă nu, le vezi la microscop. Deci știm asta. Au fost studii importante care au arătat că, de fapt, de multe ori, diferența între a avea demență sau a nu face demență este dată de aceste leziuni vasculare. Deci, sigur că există și variante de neurodegenerare fără boală vasculară. Asta e mult mai rară, asta spun. Și mă leg de exemplu pe care l-ați dat cu tulburarea cognitivă pe neurodegenerare apărută la 40 ceva de ani. Asta se întâmplă de obicei în așa numită boală Alzheimer familială. Adică atunci când apar niște mutații genetice pe care noi le știm astăzi foarte bine,
proteină 1, proteină 2, proteina precursoare a amiloidului. Deci dacă apare o mutație în oricare din astea 3, pacientul face o formă de boală Alzheimer cu debut precoce. Boala Alzheimer, evident, debutând de obicei, când nu există mutațiile astea, mult mai târziu. Sunt împărțite după 65 de ani, cea sporadică, iar cea dată de mutație, de obicei, până în 65 de ani. Cel mai rău e să ai mutație de proteină 1, în paranteză fie spus, cu proteină 1 mi-am făcut eu doctoratul la Karolinska, că tot l-ați amintit. Deci, foarte probabil, cineva care face atât de devreme n-are încă leziunile vasculare de care spuneam. Dar astea sunt puține cazuri. Boala Alzheimer familială e cam 5% din totalul pacienților cu Alzheimer. Deci, marea majoritate se încadrează în ceea ce spuneam eu, în această entitate, dacă mi se permite, de etiologie mixtă. Deci, pacienți care au și neurodegenerare și leziuni vasculare. Și neurodegenerarea asta ce e de fapt? Ce pățesc neuronii ăștia de care am vorbit? Practic în ei încep să se agrege niște molecule, niște proteine care rămân acolo agregate. Se tot agregă în interiorul neuronului sau în afara neuronului. Dacă sunt în interior, blochează mecanismele celulare neuronale și neuronul moare. Asta se întâmplă de fapt. Cheia și în toate bolile neurodegenerative există așa, s-ar putea, după problema de fapt, este în această împachetare anormală, agregare anormală a acestor proteine. Dacă s-ar găsi intervenții care să împiedice agregarea sau să grăbească curățarea acestui gunoi molecular pe care îl avem în creier, cred că am ajunge în situația în care să putem interfera cu evoluția bolii. De fapt, aceste gunoaie blochează rețelele neuronale. Da, deci o celulă ca să funcționeze. De exemplu, neuronul are nevoie de așa numitul transport neuronal. De ce? Pentru că asta e ceva frumos să știi lumea. Deci, moleculele noastre de proteină, ele nu sunt veșnice. Toate se schimbă. Există ceea ce se cheamă turnover. De ce? Pentru că o moleculă suferă diverse alterări. Ea trăiește, să zicem, 3 luni de zile, o moleculă. După care se strică din cauza că sunt reacții biochimice pe acolo care îi modifică forma și conformația îi dă funcția, deci nu mai e funcțională. De care celula trebuie să scape de ea și o ia. Există niște sisteme specializate, ubicuitină proteazom, nu vreau să fiu foarte tehnic, unde se duce gunoiul ăsta molecular și este tăiat bucățele în aminoacizi. Și de aia se fac alte proteine noi, alte molecule noi. Deci tot timpul ne schimbăm moleculele astea și transportul neuronal, că de la am plecat, asta face. Ia din periferie, de unde se termină axonul, deci prelungirea neuronului, și duce gunoiul ăsta înapoi, în corpul celular, în partea de bază, pericardul corpul celular. Ei, acolo se petrece asta. Deci dacă ăsta se blochează, transportul ăsta, cine îl blochează? Aceste agregate proteine. Da. Și nu mai funcționează, neuronul moare, că nu mai poate să-și folosească terminația cu care face binecunoscutele conexiuni numite sinapse, deci neurorețele, rețele neuronale, așa cum le pomenim. Deci după mine, sau așa înțeleg eu lucrurile, după ce am tot cercetat foarte multă vreme deja în domeniul ăsta, cred că o cheie a unei intervenții mai bune ar fi legată de posibilitatea epurării acestor agregări de proteine, adică acestui gunoi molecular din creier, din neuron. Și nu a face ceva încă de timpuriu, astfel încât să nu se ajungă aici. Păi aici e interesant ce spune și nu știu cum să explic mai simplu, că de fapt asta mă străduiesc să explic simplu. Deci, eu am onoarea să fac parte din panelul Academiei Europene de Neurologie de demență și tulburare cognitivă, de altfel s-a întâmplat că sunt și autor pe 2 ghiduri europene privind bolile neurodegenerative și tulburarea cognitivă. Și am avut aceste discuții de peste, cred că 15 ani s-au făcut deja, timpul zboară îngrozitor de repede. Și problema era la vremea respectivă așa, că diagnosticul, deci criteriile de diagnostic pe care le folosește clinicianul, omul pe care îl găsim la spital sau în policlinică și care trebuie să pună un diagnostic. Deci criteriile de diagnostic de boală Alzheimer aveau printre ele trecută demența. Adică omul trebuia să fie deja cu demență ca tu să-i poți pune diagnosticul de Alzheimer. Păi, dacă el e deja cu demență, deja a pierdut un număr uriaș de neuroni care încă o dată ei nu se mai întorc de la groapă. La revedere! Deci ce intervenție să am eu în boala asta dacă pacientul deja și-a pierdut
foarte, foarte mulți neuroni care nu pot fi reconstituiți. Și atunci proba pe care ne-am pus-o, la nivel mondial s-a discutat asta, sunt niște paper-uri celebre, Dubois și alții, Dubois, un cercetător foarte, un profesor francez, a scris și eu un editorial la vremea respectivă. Problema era așa, că trebuie să schimbăm, să facem cumva, să schimbăm criteriile de diagnostic. Dar cum să știm noi să schimbăm? Au început să apară la vremea respectivă așa numiți biomarker. Ce asta? Este un semn la care te poți uita și care se corelează cu apariția bolii respective, indirect. Păi ce semn poate fi asta? De exemplu, vezi că scade volumul unei zone de creier, cum ar fi hipocamp. Asta e un biomarker imagistic. Sau te uiți la niște molecule în lichidul cefalorachidian. Asta e un lichid care spală creierul și îți arată ce se întâmplă în creier. Cum ar fi beta-amiloidul 1,42 și fosfotau. Deci asta înseamnă biomarker. Molecule sau metode de a măsura, de a estima ceva care se corelează cu apariția bolii. Deci sau măsurarea de beta-amiloid, asta e peptidul ăsta normal care se depune în creierul celor cu Alzheimer, măsurarea ăstuia prin PET, care e o investigație imagistică. Deci, în fine, începând să apară acești biomarkeri, problema care s-a pus a fost să putem defini boala Alzheimer ca diagnostic prin acești biomarkeri. Deci, fără ca pacientul să aibă nici măcar tulburare de memorie sau semne minime, nu să ajungă să fie cu demență. Și de ce era nevoie de lucrul ăsta? Și, de fapt, criteriile astea s-au făcut pentru cercetare. Inițial, nici acum nu se folosește diagnosticul bazat doar pe biomarkeri, pentru ca să poți să faci studii clinice mai din timp. Că n-ai cum să faci studii clinice de să cercetezi dacă o intervenție modifică boala decât dacă ai criterii de diagnostic. Deci vedeți că lucrurile sunt legate în primul rând de conceptele noastre și aș profita de asta să spun că pe urmă conceptele noastre sunt o convenție. Deci ceea ce... Știți că Alois Alzheimer, când a descris în 1906... aia asta e chiar frumoasă povestea, asta repede o zi. A descris afecțiunea la Auguste Deter, cum se chema prima pacientă a lui. Nu știu, i-a zis demență presenilă. De ce? Că Auguste Deter, dacă mi-am aminte bine, avea 46 de ani. Vă dați seama, și noi astăzi ce zicem? Că boala Alzheimer, adică boala aia de a zis Alzheimer, că nu putea să zică boala Alzheimer, i-am zis noi asta mai târziu. Deci forma de boală, el i-a spus demență presenilă. Păi și cum să înțelegem asta? Că astăzi, de fapt, nu, factorul de risc cel mai important, știe toată lumea, pentru boala Alzheimer e vârsta. De ce? Că s-a întâmplat și eu eram la Karolinska asta când ne puneam problema cu Nenad Bogdanović, care era șeful băncii de creier, un cercetător croat care, mă rog, s-a stabilit în Suedia extraordinar. Și zic, da, trebuie să fie avut o mutație, numai că pe vremea respectivă nu se știa de mutațiile astea pe care le-am cercetat noi mult, mult mai târziu. Și culmea că s-au mai păstrat lamele de la Alois Alzheimer și au putut să facă secvențiere pe lame și au văzut că da, era mutație de presenină 1. Deci chestiunea, vedeți cum a virat. Atunci, pe vremea aceea, demență senilă era un termen bine acceptat de lume, se refera la... ateroscleroză. Da? Deci cei care făceau leziuni cerebrale vasculare aveau demență senilă. Da, mulți. Asta se știa. Și tot zicea demență senilă. Bă, nu mai există termenul ăsta. El s-a propagat în istorie. S-a propagat. Dar vedeți ce se întâmplă cu conceptele oamenilor. Adică boala pe care a deschis-o Alzheimer, a deschis-o la o femeie de 46 de ani și el a numit acea boală demență presenilă. Iar noi, acea boală astăzi, știm că apare la oamenii cu cât mai în vârstă, cu atât mai frecvent. Deci asta spun că până la urmă conceptele sunt importante și conceptele sunt o convenție a doctorilor. Depinde cum te uiți. Dacă te uiți în istoria asta, e foarte interesant. Că, păi, dar ce să vă zic? Parkinson, știți, iarăși, când 1816, James Parkinson, medic englez, descrie pentru prima oară afecțiunea și îi spune, monografia se cheamă Eseu asupra paraliziei agitante. Și, exact. Păi da, după asta i-au zis eu care a urmat. În onoarea lui Parkinson, i-au zis boala Parkinson. Deci eseu asupra paraliziei agitante. Așa i-a zis el. Știți cum îmi încep eu cursul de Parkinson cu studenții? Cum? E o confuzie. Deci, vedeți că noi astăzi spunem paralizie despre o situație în care omul n-are forță. Exact. N-are forță. Asta înseamnă, dacă eu folosesc termenul ăsta, pareză paralizie, înseamnă că pacientul are forță. Întrebarea, cel cu Parkinson are forță? Da.
are o forță foarte bună. Care e problema acelui cu Parkinson? Nu poate să inițieze mișcarea când vrea el. Deci el nu poate să... Și atunci pentru James Parkinson, bine, evident că la vremea aceea nu exista tratament, da? Deci îi păreau în pietrițe așa. Și el a folosit ca o metaforă, a zis paralizia agitremurândă, da? Shaking palsy. Paralizia tremurândă. Deci tremurau, bun, aia cu tremur înțeleg, da, că erau paralizat, nu. Deci ce înseamnă asta? Că e... Totul este o problemă de concept și de cum definești lucrurile. Și ca să mă întorc la problema bolilor neurodegenerative, de unde am plecat, deci, și plecând de la întrebarea dumneavoastră, ca să poți să încerci să salvezi acei neuroni, trebuie să intervii într-un moment mult mai precoce. Da. Că tot am zis în emisiunea asta că moartea neuronală începe cu 10-15 ani înainte de semnele clinice. Ei, și către asta s-a îndreptat lumea. S-au făcut studii clinice într-o perioadă, să zic, premergătoare demenței, au început să se facă, tocmai că și-a dat toată lumea seama că dacă omul e deja cu demență, n-are cum să se mai vindece sau să se oprească boala, e prea târziu. Și, mă rog, există acum recent, după ani și ani de goliciune din punct de vedere al producției studiilor clinice, există recent aducanumabul, care e tot o terapie biologică, vedeți că ne învârtim într-un cerc până la urmă, și care este recent aprobat de FDA, de Food and Drug Administration în Statele Unite și probabil că o să, nu știu, dar va fi evaluat și de către Agenția Europeană a Medicamentului și care, mă rog, și acolo este destul de discutată chestiunea, nu e un tratament minune, dar cel puțin din anumite date din studii pare să reușească să încetinească această evoluție a bolii Alzheimer, deci a neurodegenerării. Nimic nu este imuabil până la urmă. Știința progresează, dar progresează mai lent decât ne-am dorit noi. După aceea sunt diverse medicamente care sunt reconsiderate prin experiența ulterioară studiilor clinice din viața reală, ca să zic așa. Spre exemplu, în Parkinson, rasagilina, când a apărut, deci, mă rog, o anumită clasă, un anumit medicament dintr-o clasă inhibitor de monoaminoxidază care conservă dopamina în creierul, că la Parkinson lipsește dopamina în creier, să conservă oarecum. Primele studii au spus că ar fi neuroprotectoare, că ăsta e conceptul, că dacă întârzi evoluția bolii, ai efect de neuroprotecție. Nu știu? După care, ulterior, au venit alte studii, s-au dovedit că nu e clar dacă este sau nu este neuroprotectoare. Deci, lucrurile se mișcă, dar nu atât de repede. Uneori se întâmplă, cum s-a întâmplat în scleroza multiplă, că de aceea am dat exemplu, după ani și ani de cercetări, e un boom din ăsta și au apărut 10 medicamente. Alte ori însă aștepți, nu știi până când, nu știi cum și doar te repoziționezi, cum vă povesteam, că a fost nevoie să ne modificăm gândirea ca să mutăm criteriile de diagnostic dintr-un punct al evoluției în alt punct al evoluției ca să se poată interveni în altă perioadă de evoluție a bolii. Pentru că vrând nevrând ne gândim adesea la memorie și pentru că am vrea ca să luăm în calcul, ca în orice suferință, poate niște semnale. Despre memorie se spune foarte mult, sunt atât de multe tipuri de memorie, dar haideți să ne oprim asupra unora cunoscute, să zicem. Memorie pe termen scurt. Ce înseamnă ea? Memorie pe termen lung. Ce înseamnă memoria aceasta pe termen scurt, domnule profesor? Păi, haideți să spunem tuturor cam cum funcționează creierul nostru. Exact. Cum reține lucruri, nu? Deci gândiți-vă că în fiecare zi, de fapt, chiar aproape în fiecare moment, creierul nostru este inundat de informații. Adică... Inundat. Imensa majoritatea informațiilor sunt vizuale, dar sigur nu numai. Sunt și informații auditive și informații legate de sensibilitate și, în fine, olfacție, etc., gust, da, simțurile noastre. Dar majoritatea informațiilor vin pe cale vizuală. La oamenii care au toate simțurile integre, evident. Bun. Acum, eu mă aflu într-un studio cu dumneavoastră. Din momentul în care am intrat în emisiune, n-am mai fost atent ce se întâmplă în jur, da? De exemplu, am în stânga pe cineva, dar nu știu să vă spun cum arată, pentru că nu m-am ocupat de asta, n-am schimbat vorbe și n-am fost atent la asta. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că din informațiile care ne vin prin simțurile noastre, noi primul lucru ca să facem, ca să reținem o informație care este, trebuie să fim atenți. Asta e prima condiție. Da? Adică dacă mă întorc, îl văd acum pe domnul de aici, este foarte simpatic, are barbă.
Și acum știu cine este, da? Deci, atenția e primul lucru. Altfel n-ai cum să ții minte informații care vin pe diverse căi dacă nu ești atent. Dar nu e suficientă atenția. Atenția e primul lucru necesar. Dar nu e suficient ca să reții. Ce mai este al doilea lucru care e foarte important? Să repeți. Te mai uiți o dată la domnul acesta și acum am repetat. Deci numai că am fost atent, am repetat. Rehearsal. Deci te uiți. Știți cum se zice? Repetiția mater studiului. Da, m-am învățat. Exact asta e corect. Cât de dreptate aveau că cei care au făcut latinii, care au făcut vorba asta, nu știau ce, mă rog, am învățat noi neurologie în timp. Deci, asta e, apropo de scurtă durată, da? După aceea, de fapt, scurta durată se referă tocmai dacă nu repezi de multe ori. Deci, doar îți intră pe o tăbliță pe care tu scrii. Ca să nu se șteargă din tăbliță, aia trebuie să repeți informația, să o repeți. Și atunci informația migrează din scurtă durată în lungă durată. Asta este chestiunea. Deci, cu cât o repezi mai mult, cu atât aia se fixează mai bine. E vorba de... tot de neurocircuite, de consolidarea sinapselor. Și acum o să vă spun ceva ce poate părea interesant, sper, pentru telespectatorii noștri. Întrebare simplă. Unde sunt obiectele, adică toată memoria noastră, unde este localizată în creier? Unde stă? Unde stă informația? Toată informația pe care o avem noi în memoria noastră, unde stă? În ce zonă din creier stă? Au auzit unii de hipocamp. Nu, hipocampul este zona cu care achiziționăm noi amintiri. Deci doar asta, adică înregistrez noi lucruri, dar alea care sunt deja înregistrate, unde le stochează? Unde stau ele în creierul nostru? Adică, nu știu, dacă mă gândesc ce am făcut eu când am împlinit 18 ani, a fost o petrecere, mama era în delegație. Dar mi-aduc aminte foarte bine. Unde stau astea în creierul nostru, în hipocamp? Nu stau. Unde stau? Peste tot stau. Peste tot în creierul nostru. Deci creierul nostru, în funcție, de exemplu, informațiile din memorie, vizuale, stau către partea de occipital, unde am funcția vizuală. Informațiile auditive, eu acum, dacă mă gândesc, pot să-mi evoc în minte vocea lui Leonard Cohen, da? Unde stă asta? În temporal, unde am area auditivă, da? Tot ce e legat, așa numită memorie haptică, legat de modul în care facem lucruri. De exemplu, pot să mă gândesc cum se merge pe bicicletă și am totul în minte. Unde stă asta? În frontal, în prefrontal. Deci, creierul nostru stochează amintirile peste tot în funcție de specializarea lui. Și după aia, senzațional este, mi se pare absolut spectaculos și încerc să spun cât mai simplu. Vedeți? Noi, până la urmă, nu operăm cu informații primare. Adică nu ți-aduce aminte numai când mă gândesc la vocea lui Leonard Cohen, mi-l văd și pe Leonard Cohen, și cum se mișcă și doamnele acelea care au un corp foarte frumos în dreapta lui, etc. De ce? Deci putem să le punem împreună toate astea. Și asta, există niște arii în creier, numite arii de integrare, care exact cu asta, pentru că noi gândim cu concepte, noi nu gândim cu informații primare, cu amintiri primare, vizuale sau de alte natură. Adică dumneavoastră sunteți doamna Elvira Gheorghiță, vă cunosc de multă vreme. Când eu mă gândesc la doamna Elvira Gheorghiță, mă gândesc la tot, la cum zâmbiți, la cum arătați, la ce voce aveți. Asta este conceptul de Elvira Gheorghiță. Ca să am conceptul de Elvira Gheorghiță, trebuie să am astfel de arii de integrare și vă iau figura dintr-un loc din creier, înălțimea din alt loc, tonul vocii din alt loc și le pun împreună. Extraordinar. Da. Pentru că adesea s-a spus de hipocampus, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult că ați făcut această mențiune, este extraordinar. Mă gândeam, depozitul, unde este depozitul? Domnule profesor, și totuși, fără să fie o boală, este un concept pe care nimeni nu reușește sau nu a fost până acum explicat. Deja vu. Ai sentimentul, mergând pe stradă, că acea persoană îți este cunoscută. Sigur, l-am văzut undeva. Nu știu unde. Te gândești, te frămânți. Vin toate informațiile. Încerci să-l asociezi cu tot ceea ce ai în creier, așa cum ați spus, vizual, auditiv. Dar totuși, nu-ți iese. Ce este de fapt aceasta? Faptul că există simpatie la prima vedere, antipatie la prima vedere. Bine, există chiar și dragoste la prima vedere. Da. Și ură, poate. Și ură. Deci, dar cum e asta? Adică, de ce? S-a întrebat lumea, de ce? Adică, de ce? Pentru prima oară, dar chiar pentru prima oară, vezi un om. Da, ți-e drag sau nu ți-e drag? Da, din prima, fără să-ți facă nimic. Așa adică, e. Nu e, da? Păi ce se bazează chestia asta? Fenomenal.
Păi, se bazează pe următorul lucru. Merg mai departe, da? Au observat telespectatorii noștri că unele nume, nu știu, Bogdan mă cheamă pe mine, și Ovidiu, Gheorghe, Constantin, ce nume vreți? Unele sunt plăcute așa, bine, nu vorbesc de nume aiurea, adică extreme din astea care prin ele însele. Nu, de nume obișnuită. Unele sunt mai plăcute, altele mai puțin plăcute, dar cum, adică de unde vine treaba asta a creierului nostru că ai simpatie la prima vedere față de o persoană, față de un nume? Păi de unde e asta? Ce e asta? Păi uite ce e asta. Deci noi avem experiențe anterioare. Spre exemplu, dacă ai avut coleg de bancă în școala generală, Bogdan, fără să-ți aduci aminte momentul ăsta, nu că nu ne explicăm treaba asta și nu știu, ți-a pus toată piedică și ai căzut. Tu atunci ai simțit ceva, deci tot timpul noi creierul nostru e foarte marcat de emoțional. Avem o structură cerebrală, se cheamă amigdala cerebrală și care se ocupă de partea emoțională a trăirilor noastre și a acțiunilor noastre. Și ai avut o această activare de amigdala cerebrală, o emoție negativă. Și după aceea îți rămâne, nu-ți dai seama. Poate nici nu mai ții minte că unul Bogdan ți-a pus piedică și ai căzut sau cine știe ce ai pățit. Dar chestia asta, când auzi după aia numele Bogdan, cumva are impact ce s-a întâmplat atunci. Și de aia ți ajunge unor să-ți fie antipatic un nume. Persoanele, poate că ai avut colegul ăsta de bancă, Bogdan, și era un foarte drăguț, te ajuta la teme, nu te spunea dacă, eu știu, mâncai măr în bancă sau știu eu ce. Un om foarte drăguț pentru tine, da? Și atunci, dacă întâlnești pe cineva care, fără să-ți dai seama, are un etaj inferior al feței care seamănă cu al lui Bogdan, colegul de bancă acela, sau ochii, ceva din el, dar nici nu-ți dai seama. Că tu nu știi, nu recunoști. Nu e la fel. Deci, bazat pe experiența anterioară și pe impactul emoțional al experiențelor anterioare, nouă ne devine ceva la prima vedere simpatic, antipatic, plăcut, neplăcut, etc. De aceea și creierul este foarte greu de investigat, ați încercat să încearcă de către experți, cercetătorii, asta fac continuu, încearcă să pătrundă dincolo de înțeles, adică efectiv nu pot să înțeleagă ce se întâmplă acolo, sunt mecanisme pe care nu le pot explica. Păi, doamna Gheorghiță, creierul este cea mai complexă structură pe care o știm noi din univers. Exact. Creierul uman. Pe creierul în general, dar creierul uman, sigur că are niște performanțe superioare creierului celorlalte specii pe care le cunoaștem noi. Și există ceva ce l-ar putea supăra foarte tare pe creier? Ceva pe care ar trebui să-l evităm în viața aceasta ca să nu-l necăjim foarte tare? Sigur că da. Adică la întrebarea asta se pot scrie câteva cărți ca răspuns. Sunt convinsă. Nu știu, am descoperit ceva ce se știe de foarte mult, dar important e că una e când citești ceva, poate nu neapărat cu plec, și atâta când descoperi singur gândindu-te. Deci, viața în general are proprietăți contrastante. Adică viața în general are o rezistență extraordinară, dar și o vulnerabilitate extraordinară. Asta este, pe mine, când am descoperit asta, m-a fascinat. Și un copil, la fel, m-am aminte, că cred că atunci m-am și gândit prima oară, când era copilul meu foarte mic, nu cred că era bebeluș. Adică, pe de o parte, are o capacitate de asta de a supraviețui extraordinar, pe de altă parte, foarte, foarte vulnerabil. Așa e viața în general. Și e o chestiune de filozofie extraordinară care pe mine mă fascinează asta. Cum poate să fie viața atât de rezistentă și atât de vulnerabilă în același timp? Și sigur că creierul este și el în această situație. Este și el în această situație. Adică poate să aibă vulnerabilitate chiar dacă el are și rezistență foarte mare în diverse condiții. Gândiți-vă, sunt oameni care nu supraviețuiesc după ce... Să luăm exemplu oamenilor care au stat în pușcările comuniste. Nu știu, cine știe câte s-au întâmplat acolo, adică câtă rezistență să ai, să poți și după aceea să supraviețuiești. Sunt atâtea exemple. Deci, rezistență și vulnerabilitate, la asta am plecat. Dar sunt multe lucruri care pot afecta creierul. Adică de la partea asta de mediu și mod de viață, condiții de viață, stil de viață, nu cum se spune acum, până la stres, nu? Sigur că sunt multe lucruri pe care trebuie să le evităm. Ce, de exemplu, traumatisme cranio-cerebrale chiar minore, dar repetate.
Ce e asta? Dacă nu ți într-un bazin, știți că dacă nu ești atent, la capătul bazinului te poți lovi cu cap. Nu e bine să se întâmple asta. Se întâmplă odată, nu e nimic. Dacă se întâmplă repetat, e o problemă. Am aminte, eram la spitalul universitar unde am lucrat 15 ani de zile și erau niște dulapuri așa foarte mici care aveau o bară aici sus și ideea era că dulapul era cât să-ți încapă să pui pe bara aia un numeraj cu așa. Și cred că am dat de 1000 de ori cu capul de bara aia, pentru că era o mișcare pe care tot timpul uitam să o corectez, că îmi puneam geanta în dulap și când îmi puneam geanta în dulap, dădeam cu capul de bara aia. Acum sper să-mi fac alții mei, dar riscam de câte ori m-am lovit în bara aia, când mergeam în fiecare Culmea zi. Că traumatismele rămân în memoria de lungă durată, ora dumneavoastră... Rămâne în memoria de lungă durată orice are încărcătură emoțională. Deci noi ca să ținem minte ceva... sau e cu atât mai probabil să ține minte ceva cu cât are încărcătură emoțională. Știți că dacă fiecare dintre noi se gândește care este vârsta de la care ai primele amintiri? Nu știu, probabil că ai câteva frânturi, așa poți să ai și de la 3 ani, de la 4 ani, dar în general după 6 ani încep cât de cât să ai niște amintiri mai constituite. Însă, dacă un copil chiar mic, de 4 ani sau așa, are un eveniment care este fie foarte neplăcut, foarte stresant, fie foarte plăcut... Deci, asociază atunci va ține minte acel fragment. Deci, regula de bază este cu cât ceva are încărcătura afectivă, cu atât e mai probabil să ține minte lucrul ăla de lungă durată. Domn profesor, organismul nostru are o calitate. Se apără fenomenal. Ați spus-o și dumneavoastră în repetate rânduri. Ar trebui să învățăm de la el... Ce trebuie să facem? Ați spus chiar și doctorii ar trebui să învețe de la acest organism ce trebuie să facă. Și în acest context, dacă tot se apără, domnule profesor, cum reușește să scape, să nu se mai poată apăra? Cel puțin pot să spun despre creier. Deci în creier există activitatea de apărare endogenă. La definiția conceptului ăsta a participat și un prieten bun al meu, profesor de neurologie la Cluj, profesorul Dafi Mureșan. Da. Deci creierul nostru are metode de a se apăra, metode proprii. Și noi venim de-abia la un moment dat și încercăm să-l ajutăm, când, de fapt, de multe ori, aceste metode proprii de apărare au fost depășite. Dar asta există în toate organele. Bine, sigur că sunt lucruri foarte cunoscute de la imunitatea celulară, umorală, etc. Astea sunt lucruri foarte cunoscute, dar eu nu vorbesc de asta. Vorbesc de alte mecanisme, cel puțin în creier, pe care n-am timp să le... elaborez acum în detaliu. Acum, de ce se întâmplă totuși? În ceea ce privește viața aceasta obișnuită, pământească, despre care studiem noi medicii, nu e venit. Adică, cum dumneavoastră știți că auzeam cu toții că cum am murit de moarte bună, adică da, exact, am murit sănătos, nu moare nimeni sănătos, nu se poate ia ceva. Deci, bun, acum ce se întâmplă mai devreme, mai târziu, ține de variabilitatea genelor noastre, de la un om la altul, de variabilitatea condițiilor în care suntem, poate de stres, poate de ce mâncăm, poate de ce stil de viață avem, etc. Și ceva trebuie să se întâmple, nu? Dacă ne uităm la speranța de viață, din 1950 până acum a crescut cu vreo 20 de ani, global, pe pământ, că sigur că sunt diferențe mari. Pe locul întâi e Hong Kong, la cea mai mare speranță de viață, nu știu, la femei, 87 de ani, cred, la bărbați cam cu 5 ani mai puțin. Deci, pe acolo. Japonia, Suedia sunt acolo printre primele țări. Și altele, cum sunt țări africane, unde speranța de viață e foarte jos, la 60 de ani. Dar global vorbind, dacă te uiți, din 1950 până în 2020, 70 de ani, speranța de viață a crescut cu circa 20 de ani. Deci eu zic că E de bine, da. Da, cam așa. Așa e. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Bogdan Ovidiu Popescu. Nu închei fără a vă ruga totuși să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Vă rog. Da, eu cred că e foarte important, așa cum și în această emisiune se întâmplă, ca noi medici în diverse specialități să încercăm să facem astfel de prezentări și să arătăm oamenilor cu ce ne ocupăm noi și ce e bine pentru ei să facă. Pentru că, din păcate, educația medicală la noi este destul de slab reprezentată. Și aș crede, pentru că fiecare spectator trebuie să se gândească la viața lui, la ce poate să facă să fie mai sănătos, să se controleze, să caute să înțeleagă. Există astfel de prezentări pe înțelesul tuturor și cred că
le-aș propune telespectatorilor noștri preocuparea despre viață și sănătate. Cred că asta ar ajuta foarte mult. Încă o dată mulțumesc, domnule profesor Bogdan Ovidiu Popescu. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și vă mulțumesc că ați reușit în sfârșit să ajungeți la noi. Știu că este un program foarte încărcat. Vă doresc succes și în întâlnire viitoare și poate data viitoare să ne spuneți că deja au fost găsite alte terapii, iar boala Alzheimer poate fi măcar încetinită. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, și după astfel de prezentare, cred că am înțeles cu toții că este fenomenal creierul nostru, cu adevărat este fenomenal, dar totuși trebuie să avem grijă de el. Putem să avem grijă de creier și asta depinde numai de noi. Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost împreună cu noi și nu uitați, prețuiți sănătatea!